Vreau să mă propun, după deschiderea ședinței, să faceți propunerea pentru ședința de ședință. Da, facem propunerea. Mă rog, de la mai sunt propuneri? Da, mă rog. Pe propunerea domnului Șiriu. Am înțeles. Doamna Mergean? Aș vrea, în primul rând, să vă anunț că doi colegi nu au venit încă, doamna Franca și domnul Moto. Deci suntem 19 consilieri, l-am dus cu doamna Cornelă. Am văzut, mă? Domnul Cornelă, dacă am făcut? Da, da. Scuze. Bun. Deci, haideți să supunem la urmă. Pentru domnul George Șin, cine este domnul? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pentru doamna avocat? 4, 5, 6, 7. Deci cu 11 voturi, domnul Șingu este președinte de ședință pentru trei voturi. Vă mulțumesc, domnul președinte. Da, mulțumesc. Suntem cu punctul 2 de ordine de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 29 iulie 2021. Cine este pentru? 19 voturi pentru. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 10 august 2021. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 19 voturi pentru. Împotrivă? Abține. Abține. Doamne. Nu am participat la ședință. Și la mine același ultima. 2, 3. 15 voturi pentru. Da, 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al municipiului Tulcea pentru trimestrul 2 al anului 2021. Comisiile sesizate 1, 3 și 5. Comisia 1. Comisia 1, vis favorabil. Comisia 3. Comisia favorabil. Comisia 5. Comisia favorabil. Dacă sunt discuții? Începem votul. Cine este pentru? Domnul Zeu. Avem o mică completare. Execuția în sine nu se pune problema să nu fie aprobată, dar Comisia am remarcat că procesul de realizare la fondurile europene era doar 4%. La milioane. La investiții proprii era doar 10%, ceea ce a 10% de la investiții proprii se datorează în principal reducerilor din bugetul de investiții, făcute de noi la cele două rechizite, sper ca executivul să ia toate măsurile, pentru că nu vreau să fie așa ce bolnească nimeni, nu poate să fie de acord cu 4% și 10% să fie ale 6 luni ale anului. Ritmul ăsta vom întrece în sens negativ chiar recordul de anului. Dar luăm și pe cine este pentru? Împotrivă? Abține? 19 voturi pentru. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției de Întreținere și Administrare Patrimoniului Tulcea. Comisii sesizate 1, 3 și 5. Comisia 1? Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 3? Aviz favorabil. Comisia 5? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Dacă nu, cine este pentru? 19 voturi. Împotriva, abține? Nu sunt. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al municipiului Tulcea, numărul 141 din 27 a 5 a 2021, privind
aprobarea tarifelor minime fără TVA actualizate și indexate privind închirierea și concesionarea terenurilor și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflată în domeniul public sau privat al municipiului Buzău. Comisiile sesizate 1, 3 și 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotriva, abțineri. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență și Protecție Socială Turcia în calitate de partener alături de Asociația Pur și Simplu Verde, în vederea aplicării pentru finanțarea și implementarea proiectului cu finanțarea din granturile SE și norvegiene 2014-2021, Active Citizens Fund, apel numărul 6, mobilizarea grupurilor vulnerabile în zone insuficiente servite, sărăcia energetică în România, documentare, informare și acțiune. Comisiile sesizate 1, 3, 4, 5. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Și Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Da, sunt discuții. Doresc ca doamna Rubeleanu să ne prezinte puțin, într-un foarte mic rezumat, acest proiect. Doamna Rubeleanu. Da, este un proiect finanțat 100% din fondul norvegiene, în care vom fi parteneri alături de alte 6 municipii din România și de Asociația Pur și Simplu Verde. După cum ați văzut, bugetul este de 4.670 de euro, dar presupune doar identificarea grupului țintă, realizarea a 3 focus grupuri și, evident, elaborarea, acest lucru, elaborarea unei broșuri va fi făcută de către liderul de proiect, respectiv Asociația Pur și Simplu Verde. E un proiect în care adresabilitatea este către grupurile vulnerabile pe parte de sărăcie energetică, de informare asupra drepturilor pe care le pot avea. Dacă nu este nimic, trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Tulcea la Convenția Primarilor privind Clima și Energia, Covenant of Mayors for Climate and Energy. Comisiile sesizate 1, 2 și 5. Comisia 1. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 2, aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? 19 pentru. Pentru. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea și completarea poziției 698 din anexa hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea, numărul 59 din 25.02.2021, privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, de teritoriul la înregistrarea grădiniței cu program prelungit numărul 18, alea Mugurel numărul 4, conform măsurătorilor topocadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. Comisiile sesizate 1, 2 și 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2, aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Dacă nu, cine este pentru? 19. Împotriva, abținere, nu sunt. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent construcțiilor provizorii cu destinația garaj în suprafață de 1176,75 metri pătrați situat în municipiul Tulcea, zona Parc Victoria, strada 1148, precum și modificarea și completarea poziției 653 din anexa hotărârii Consiliului Local al municipiului Tulcea numărul 59 pe 25.02.2021, privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, referitoare la bunul imobil al Parcului Victoria, strada Victoriei, conform măsurătorilor topocadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. Comisiile sesizate 1, 2 și 5. Comisia 1. Comisia 1, 2 voturi pentru și 2 abțineri.
Comisia 2, aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Tot la discuții, încă? Da, vă rog. Dacă permiteți, în comisia am avut destul de multe discuții de referitoare la acest proiect și e foarte datorită inițiatorului care este dumneavoastră. Da. Adică, din materialul prezentat, inclusiv în titlu, se tot face referire la Parcul Victoria, Parcul Victoria, 55.000 de metri pătrați, 32.000 de metri pătrați. La articolul 3 chiar apare ceva de inventariere și practic, toată lumea a înțeles că este vorba despre o reactualizare a suprafeței parcului prin adăugarea celor 1100 de metri pătrați rezultați din garaj. Foarte târziu, adică abia dimineață am reușit să ne lămurim că practic se remediază o eroare materială, o eroare de strategie a executivului care a trecut și 1170 de metri în domeniul privat și acum se trec în domeniul public pentru a se putea dezvolta acolo, înțeleg, proiecte vis-a-vis de parcări. Adică, inițial, am avut senzația că se adaugă și 1176 de metri pătrați la suprafața parcului. Și, într-o anumită măsură, eu personal mă bucuram că ușor, ușor se reînspecește suprafața verde din zona respectivă. Înțeleg că totuși nu este vorba despre așa ceva, suprafața verde rămâne cea actuală și în realitate doar discutăm de trecerea în domeniul public al celor 1176 de metri pătrați. Am înțeles corect? Dar să vă răspund. Deci, pentru acest proiect s-a studiat, deci nu doar Parcul Victoria, s-a studiat întreaga zonă situată între străzile Victoriei, Podgoriilor, Iuliu Maniu și 1848. S-a luat întregul care dintre străzi. Și sunt inventariate, se vede foarte clar, mai multe zone. Sunt inventariate, în primul rând, Parcul Ciuperca, a cărui suprafață, într-adevăr, devine 32.000. Parcul Victoria. A Parcul Victoria, da. 32.000 și ceva, dar se studiază și 32.232. Și zonele, zonele adiacente parcului, dar dacă facem acest careu, zone, inclusiv zonele din jurul blocurilor. Deci se studiază, se inventariază absolut toate zonele din acest careu care aparțin municipiului Tulcea. Pe de o parte, cu o carte funcțională în Parcul Victoria, în această suprafață, și după aceea, vedeți, există zona 1, 9349 de metri pătrați, zona 2, 3873, până la zona 10, 3466, astfel încât în total se ajunge la 69.000 de metri pătrați în total. Inventariate ca domeniul public al municipiului Tulcea. Dar sunt zonele din jurul blocurilor. Dacă îmi permite să completez un pic, scopul acestor inventarii ale zonelor din jurul blocurilor, adiacente unui asemenea parc, este pentru a promova proiecte de regenerare urbană care se cuprindă nu doar spațiul verde exclusiv al parcului, ci și zonele dintre locuri. Pentru că o regenerare urbană privește, în primul rând, întreaga alăturare a zonelor vest cu a zonelor unde cetățenii locuiesc. Da, practic s-a studiat fiecare bucățică din această zonă și s-a inventariat tot ce este public. Bineînțeles, de-a lungul timpului, zona a suferit diverse schimbări, dar, în principiu, aceste treceri au fost din domeniul public către școli, deci tot în către zonul Moisiu, terenurile de sport, aici au mai fost scăderi semnificative. Iar din zonele adiacente putem vedea că au devenit terenuri private în timp, o mică baterie de garaje și un imobil.
În rest, absolut toate suprafețele au fost inventariate ca domeniu. Recunosc că m-ați reintrodus în ceată de sinație. Spuneți acum, astfel să le trecem bine. Între tipante, este vorba doar că și 1.700 de metri pătrați. De altfel, dacă vă uitați în articolele 2 și 3, ca suprafețe în articolele efective, articolul 1, 2, 3, discutăm doar de cei 1.176 de metri pătrați. În denumirea, în titlul proiectului de hotărâre, se vorbește doar de cei 1.176 de metri pătrați. Acum vine întrebarea. Deci cu noi, acum, dacă am votat pentru, am intabulat efectiv cei 32.000 de metri pătrați ai parcului? Și dacă răspunsul este da, de ce nu este trecut explicit? Pentru că în tot ce înseamnă denumirea hotărârii și articolele 1, 2, 3, se face vorbire doar de către cei 1.176 de metri pătrați. E adevărat că pe tot parcursul materialului se vorbește de parc, de 50, de 32 de zone. Dar dacă v-ați propus să intabulăm toată suprafața parcului, cei 69.000 despre care vorbim, de ce nu apare inclusiv în articole? În articolul 3 îmi faceți referire la o anexă. Te duci la anexă, în anexă găsim doar cei 1.176. Nu găsim 32. Acești 1.176,75 sunt să fie trecut din domeniul privat, în domeniul public, pentru că... Am înțeles. Și cu astea nu avem cum să nu fim de acord. Dar revin cu întrebarea. Dumneavoastră vreți să intabulăm și cei 32 tot în hotărârea asta? Și unde scrie? În articolul 3 spune că se modifică și se completează poziția 653 din anexa hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca privind actualizarea monumentalului bunului capațin domeniului referitoare la bunul imobil parcul Victoria, strada Victoriei. Ca să înțeleg că trecem această suprafață de 1.176 din privat în public, după care venim și completăm, îi aducem la poziția din inventarul public la 653 aferentă parcului Victoria. Deci pot intra în suprafața parcului Victoria. Da? Așa e. Parcul Victoria sau zonele adiacente. Bun, dar articolul 3 nu spune de zonele adiacente. Spune strict de parcul Victoria, că se completează această... Da. Da? Așa spune, se modifică și se completează poziția 653 din inventar, la poziția 653. Conform anexei numărul 1 și a planurilor de amplasament și de mutare a imobilor. Da. Deci e vorba de toate zonele. Păi, da, dar la poziția 653 aveți 55.000 de metri pătrați. Nu 32. Aceea era poziția din inventar, inițială. În inventarul DIAV exista o singură poziție. Nu existau zonele din jurul blocurilor, zonele adiacente. Aveți perfectă dreptate, dar în anexa pe care o prezentați, poziția respectivă 653, parcul Victoria, parcul Victoria și strada Victoriei, 55.000. Deci să înțeleg că se modifică de la 50 la 32 și dacă da, unde scrie? Scrie în anexa numărul 1. Deci, păi eu am anexat un parcul parcului teren parcului Victoria, conform măsurătorilor, 32.232, suprafață de teren aferentă zonei 1, 9.349, suprafață de teren aferentă zonei 2, 3.873, suprafață de teren zonei 3, 2.071. Practic sunt mai multe cărți funciare și am așa până la numărul 10. Sunt mai multe cărți funciare. Că o numim doar pe cea centrală, parcul Victoria, este una, dar toate fac parte din domeniul public și toate sunt inventariate și vor fi intabulate. Dar mie mi se pare că este o chestie așa, pur și simplu pe jumătate ascunsă, să zic. Este că în partea de articole 1, 2 și 3 spuneți explicit de ce e 1.176, dar nu spuneți explicit și de modificarea respectivă. În articol, deci în corpul hotărârii de Consiliul Local, nu în materialele astea. Consiliul nu citesc doar titlul și... Păi da, dar materialele nu rămân, nu rămân, niciodată nu rămân prezentate de exemplu. Deci mai stăți un pic la punctul nostru, vom vorbi de lege, transparente lege. Dar întotdeauna rămân materialele. Bun, dar nu stau în spatele hotărârilor publicate pe site. Fac parte din
Dacă deschidem site-ul, nu o să găsiți și materialele care... Și materialul acesta, hai să-l deschidem. Eu când am deschis ultima dată, nu era decât hotărârea în sine, nu și la poartă. Există planuri de amplasament, coadori pentru fiecare zonă. Există. Deci, eu vă propun să-l faceți un amendament și să adăugați și aceste suprafețe. Așa mi se pare normal, pentru că noi discutăm doar de 1176 de metri pătrați în titlu, în articolul 1, în articolul 2, iar în realitate noi vorbim de o diferență de 20.000 de metri pătrați între inventarul anilor 90 și inventarul pe care vezi acolo, probabil. Este o diferență, practic, este o creștere de la 52.000 la 7 hectare, la 69.000 de metri. Unde scrie în corpul hotărârii? Bun, haideți ca să propun așa, la articolul 3, să spunem, se modifică și se completează poziția 653 din anexa hotărârii Consiliului Local 59/2010, referitoare la iogurt Parc Victoria, în mod corespunzător, conform măsurătorilor topocadastrale de la suprafețele aferente zonei 1, de la 1 la 10. La 10, ca să nu existe neînțelegeri. Adică că intră toate aceste suprafețe, de la 1 la 10. Din nu regulă, dacă este o problemă, da. Este ok. Da. Numai că, în punctul de vedere, scrie virgulă conform anexei 1 și a planurilor, evident, partea integrantă a bătării. Bun, atunci haideți să-i dăm o suprafață totală la poziția 653, să-i dăm o suprafață totală. Problema e că în anexa numărul 1 nu avem o suprafață totală, ci sunt înșiruite toate suprafețele, iar dacă mergeți mai departe, la tabelul general, o să vedeți că la poziția 653, care este de astfel și marcată, apare suprafața de 55.152 de metri pătrați. În schimb, în anexa numărul 1, sunt doar notificate toate suprafețele, dar nu este însumată, ca să spunem așa, ca să satisfacem toate... E ok așa? Regulată, mă. Suprafața însumată? Da, suprafața însumată de la 56.152 la 60.152 la 60.152. Asta este notificarea asta. De la 56.152. Nici măcar n-ar fi trebuit să vorbim despre ele. Trebuia să le facă strămoșii noștri. Și cred că vă pierdeți foarte mult în aceste detalii. Deci, la final, vom avea câte o carte funcțională pentru fiecare din aceste zone, din aceste zone. Este la fel cum am făcut hotărârea trecută, hotărârea pentru mai multe străzi. Nu am sumat toate străzile, dar... Da, dar aici, merge totul, apare ca și... Deci, introducem la 53 la Parc Victoria. În mod normal ar trebui să fie o singură carte funciară, Parcul Victoria. Nu, pot fi mai multe dăți funciară și din motive de delimitare fizică. Și din motive de delimitare fizică și din motive de structură. Ele pot forma un ansamblu. Cum o să vedeți mai târziu despre zona Parcului Personalităților. Nu putem să facem o carte funciară întreagă a întregului oraș pe timp. Și să spunem, orașul are atâtea sute de hectare. Nu. Este zona X care, împărțind mai multe cărți funciare, important e să fie intabulate, să aibă conexiune unele cu altele, dar niciodată nu pot fi toate făcând parte într-o singură carte funciară. Pentru că după aia, de fiecare dată când am dorit ceva, trebuie să dezmembrăm. Ele sunt împărțite, logic, pe componente. Componente stratale, componente garaje, componente spații verzi, componente terenuri aferente utilităților sau accesului pietonal și tot așa. Dar e pentru prima dată când faceți așa ceva. Și eu cred că există astfel de neînțelegeri. Pentru că nu v-ați mai confruntat cu astfel de lucruri.
Da, trebuie să recunoașteți că vorbim de 1100 de metri pătrați în titlu și realizat vorbim de 69.000 de metri. Le aveți detaliate în anexe și completează anexa cu valoarea totală. Nu știu de ce vă opuneți, dar scrie 69.000. Mai se opune nimeni. De ce-i trecut? Lăsați cele două doamne juriste să facă așa completat. De rugamintea. Bună seara, doamne, sigur că vă ați. Bună seara, doamne, sigur că vă ați. Da. Doamne, da. Comisie putea să le vedeți mai bine. Se modifică și se completează poziția 153 din pagina 59-21 din aplazarea Marchidei, tot conform asurătorilor ca documentale, în vederea scrierii cartea funcțională, conform anexei numărul 1 și a planului de amplasament și de limitare a umorului, suprafața rezultată fiind de 6.000 cât este. Suprafața totală fiind de 6.000 de stare. Suprafața totală fiind de 59. Hai să fim riguroși. Deci după ultima virgulă. Da, după ultima virgulă, înainte de care fac parte din prezenta proiecte, suprafața totală fiind de 69.558 metri pătrați. Exact. Bun. Virgulă care fac parte din prezenta proiecte. Exact. Corect? Da, corect. Cine este pentru? 19 voturi pentru amendament și? Chiar e 19. Corect. Uitați-vă în șurubă. Eu nu sunt de acord să spun de ce. Eu m-am lovit în mediul privat, dar mai nu era fel de chestia asta, da? Aveam două suprafețe, le-am unit prin interioare, da? Și acum zice că se desparte din nou. Deci, domnul primar... Nu te desparte! V-a spus că ai dat 11 cărți funcționale. Nu, suprafața exactă. Ce rost are să mai... Vorba de suprafața totală... Sunt demnerată, domnul suprafețele... Haide, este la modificată. Deci rămân în continuare cele 11 cărți funciare, da, menționăm doar suprafața subvantă la acestora. Exact, de la poziția 653. Da. Regulă, cine este pentru acest amendament? Nominat sau ridicare de mână? Cine este împotrivă? Împotrivă. Cine se abține? Deci avem un vot împotrivă și o acțiune. Deci iată spus un vot. Ok. Cine este pentru amendament? Pentru întregul proiectul cu acest amendament. 19 voturi pentru. Mulțumesc. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil 4 personalităților Florei Salci înregistrată la poziție 651 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin hotărârea de Consiliul Local al municipiului Tulcea numărul 59 din 25.02.2021, conform măsurătorilor topografice de la 32.200 de metri pătrați la 15.447 metri pătrați în vederea înscrierii în cartea funciară. Comisiile sesizate 1, 2 și 5, Comisia 1. Comisia 1 pentru 3 voturi și o obținere. Comisia 2, aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Dacă permiteți, aș ruga pe cineva care a inițiat proiectul să ne dea câteva detalii în ce constă diferența aceasta. Vă răspund eu, dacă mă permiteți. Dacă veți verifica și o scurtă verificare pe hartă, suprafața întreagă veche de 30 și...
Îmi cer scuze că vă rog, eu cer pentru opinia publică, nu pentru. Da, da, noi am înțeles. La suprafața întreagă, reprezenta întreaga zonă între strada Isaccei, strada Portului și strada la Ciuperca. Deci includea și sala sporturilor și suprafața de teren din spate. Casa Cărții. Ce era acolo? Ce este o gândire? Cum era o fostă pistă de cart? Acum se actualizează și se inventarează exclusiv suprafața de teren care este în domeniul... Care este acoperită parcului produs. Este fără terenul de la sala de sport. Care este acoperită la sala de sport. Care este acoperită la sala de proprietare e o sala sporturilor terenul din față, consilier de Tucurcea. Exact. Deci se face o autorizare. Este cifra inițială, suprafața aceea de 32.000, este la foarte bine. Mulțumesc. Deci diferența o reprezintă o suprafață care aparține de Consiliul Județean. Sala sporturilor, sala sporturilor. Da, da. Și încă o suprafață de teren din spate, care da, este... Concesionată. Știm. Și este tot UAT-ului, preluată de la Ministerul Învățământului, de acolo da, cel prin acel schimb de teren, dar care are altă destinație, nu de parc. Da. Vă votă, da? Da. Cine este pentru? Și prin această modificare, prin atunci când noua carte funciară va fi gata, se vor putea include pe ele ridicările tocoși și studiile geotehnice la care lucrăm, pentru că și parcul personalităților alături de strada Isaccei, strada Portului, sunt propuse tot în cadrul unui proiect de regenerare urban, iar toate acestea la un loc, alături de studiile de care le-am pomenit, vor sta la baza unui studiu de fezabilitate, mai întâi un concurs de soluții, pentru a putea regenera întreaga zonă din punct de vedere peisagistic, din punct de vedere al circulației, din punct de vedere al locurilor de parcare. Era necesar, asta este ultima etapă, și sunt etape destul de greoaie, pentru că nu au mai fost făcute în trecut. Okay, proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Doamnei, înregistrată la poziția 266 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului municipiului Tulcea, actualizat prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Tulcea, numărul 59 din 25 a 2021, conform măsurătorilor topocadastrale de la 3.259 metri pătrați la 3.566 metri pătrați în vederea înscrierii în cartea funciară. Comisiile sesizate 1, 2 și 5. Comisia 1? Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 2, aviz favorabil. Comisia 5? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotriva, abțineri nu sunt. Proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă construcțiilor provizorii cu destinația de garaje din zona Spitalului, strada 1148, strada Iuliu, înregistrată la poziția 1194 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, actualizată prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Tulcea numărul 60 din 25-2021, conform măsurătorilor topocadastrale, de la 1541,15 metri pătrați la 3602 metri pătrați, din care suprafața construită de 1729 metri pătrați în vederea înscrierii în cartea funciară. Comisiile sesizate 1, 2 și 5, Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2, aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotriva, abțineri nu sunt. Proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 674 metri pătrați aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Miropoții, numărul 6A, înscris în cartea funciară numărul 37.135, comisiile sesizate 1, 2 și 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2, aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Sunt discuții? Dacă nu, cine este pentru?
Poate va ține în proiectul numărul 15, proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență și Protecție Socială a imobilului, teren și clădire aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, strada Navaliștilor, numărul 13, în vederea funcționării Centrului Social de Urgență pentru persoane fără adăpost. Comisiile sesizate 1, 3, 4 și 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Două voturi împotrivă, două abțineri. Da, în regulă discuții, da? Mă permite, discuțiile au fost pe partea de faptul că aici nu s-a făcut niciodată o schimbare de destinație a imobilului. El a fost, a avut o anumită funcțiune, s-a transformat în acest centru, dar nu am avut o schimbare de destinație prin activiști de serviciu de urbanism. Doi, din ce ne aducem noi aminte, funcționează și un compartiment al poliției locale, nu? Dispecer. Și va rămâne acolo, acel dispecerat? Da. Suntem la administrarea la Direcția de Asistență și Protecție Socială între imobil sau mai puțin partea care este sediul specialatului? Este ce s-a dat? Dacă s-a dat, doi ani. Întreb. A expirat perioada de dare în administrarea Centrului Social de Urgență Phoenix pentru persoane fără adăpost. Da, continuă activitatea exact așa cum a fost, inclusiv cu partea de monitorizare a poliției locale. Atât. Nu. Este dată în administrare întreaga clădire, în administrarea Direcției de Asistență. Dar o cameră este utilizată de către poliția locală cu aparatura pe care o au pentru monitorizarea cartierului Dallas. Modificarea regulamentului privind funcționarea și exploatarea stației de încărcare a autovehiculelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporte, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule transportier nepoluant din punct de vedere energetic în municipiul Tulcea, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Municipal al municipiului Tulcea numărul 367 din 20-12-2011, comisiile de specialitate sesizate pe fondul 1, 2 și 3 și 5. Comisia 1. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 2, aviz favorabil. Comisia 3. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Dacă nu, cine este pentru? Nu o spune ce pentru. Regulamentul se modifică pentru că au fost incluse alte stații de încărcare electrică autovehiculelor, fac parte dintr-un proiect mult mai mare și mai complex, la care la final vom avea mai multe în următorii 2 ani. Acum s-au montat, se montează 4. Două dintre ele au fost montate săptămâna trecută la Pelican și la Piața Nouă și încă două vor fi montate la săptămâna asta, la sindicat și la Bavarea. Deja cei de la VIAP au marcat parcările unde stațiile montate funcționează. Au fost solicitări foarte multe de la cetățeni cu privire la creșterea numărului
stațiilor de încărcare electrică, primăria având un singur, o singură stație, cea de aici, din fața sălii Consiliului Județean, care aparține tot primăriei municipiului Turcia. Okay. Proiectul numărul 17, proiect de hotărâre pentru modificarea regulamentului privind organizarea și efectuarea serviciilor publice de transport local de persoane prin curse regulate, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turcia, numărul 205, din 27.09.2019. Comisiile sesizate 1, 3 și 5. Comisia 1. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 5. Încă așteptăm această ședință. Să vă rog. Dacă trebuie, în primul rând, noi am avut ședința lungă cu o oră. Comisia ședință, pentru că membrii comisiei nu au putut să se întâlnească mai devreme. Aș vrut inițiatorul sau persoanele care au lucrat la proiectul de hotărâre să ne spună în câteva cuvinte ce constă această modificare completă. Mulțumesc. Așa cum scrie și, bună ziua, așa cum scrie și în articolul 1, este vorba despre o renumerotare, fiind renumerotat articolul 9 de regulament, se dă o nouă renumerotare după cum urmează. Ideea este că au fost două articole cu același număr și a fost necesară renumerotare. Asta este singura explicație, deci nu este nimic modificat față de ceea ce era anterior în proiect. Ok, mulțumesc. Mulțumesc. Dacă nu articolul 1, articolul 9 din regulament se modifică funcția aliniatelor numerotare după cum urmează. Deci e doar vorba de nimic. Textul rămâne neschimbat. Textul nu a fost schimbat. Este vorba de renumerotare. Ce avizare? Avizul comisiei. Avizul dacă mai sunt și aveți ultimul. Votul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, trecem la proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind măsurile adoptate în vederea creșterii transparenței activității primăriei municipiului Turcia și a tuturor instituțiilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Turcia. Comisiile sesizate 1, 3 și 5. Comisia 1. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 5. Discuții. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Nu. Potriva, abțineri. Proiectul numărul 19, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Turcia și a regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă. Comisiile sesizate 1, 3 și 5. Comisia 1. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă, bine. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Turcia. Comisiile de specialitate sesizate 4 și 5. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil cu amendament. Dacă îmi permiteți, în cadrul comisiei am propus o modificare articolului 6, litera P, în sensul că să aibă următorul enunț, personalități din domeniul culturii, artei, științei, învățământului, sănătății sau alt domeniu de activitate care prin creația și activitatea lor profesională recunoscută contribuie în mod deosebit la prestigiul orașului Turcia și al României. Litera B sună în felul următor, personalități care prin realizările lor au făcut cunoscut numele municipiului Turcia în țară și în străinătate.
Am convenit cu colegii din Comisia Juridică să aibă următorul lucru. L-ați detaliat. Da, da. Simt, da, ca să nu fie eventual restrictiv sau... Dacă sunt da. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? 19. Da. Și supunem întregul proiect la vot. Cine este pentru? 19. Pentru. Potriva, abține. Mulțumesc. Proiectul numărul 21, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal construirii de locuințe pentru suma anexă și împrejmuire extravilan Darua 67, parcelă 2035, carte funciară, numărul 42.497, numărul cadastral 5739 pe 1 pe 2, numărul cadastral 9, 42.497, Tulcea, reglamentul local de urbanism aferent și introducerea din Cravilan, a stat de 3600 de metri pătrați, prin extinderea din Cravilan în municipiul Tulcea. Comisiile sesizate 2 și 5, Comisia 2, admis favorabil, Comisia 5. Ok, dacă sunt discuții? Dacă nu, cine este pentru? 19. Împotriva, abține, nu sunt. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 22, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal construire, clădire, clădire rezidențială intravilan, strada Victoriei, numărul 33, carte funciară numărul 32.273, numărul cadastral 32.273, Tulcea și a regulamentului local de urbanism aferent. Comisiile sesizate 2 și 5, Comisia 2, aviz favorabil, Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Dar totuși cineva să prezinte acest proiect, pentru că aia un loc, într-o zonă de case. Sigur. Eu mi-aduc aminte că acest proiect am mai fost supus aprobării Consiliului Local. Dacă se aude, o să vorbesc liber, așa? Aveți un microfon? Da, unde? A. Cosmin Mizianu este numele meu, sunt arhitect care să facă elaborarea acestei documentații. Este vorba despre o clădire rezidențială în spiritul locului străzii Victoriei, pe care noi am propus-o de acum de un an de zile. Însă a fost o sincopă de organizare la nivel de Comisie de Tehnică de Urbanism și de avizare Consiliul Local. Punctul a fost retras, s-a reluat procedura de avizare și am ajuns acum după un an să reluăm această discuție. Această zonă, strada Victoriei, este o zonă destul de sensibilă, bineînțeles, este o zonă istorică și care a suferit în ultima perioadă datorită inserțiilor absolut a iuristice făcute de către cetățeni. Ceea ce propunem noi este o construcție normală pe plus 2 care se înscrie în limitele zonei. Acel etaj 3 retras este un etaj care va face parte din aliura blocului și va da importanță, mai ales faptul că clădirea se află undeva la jumătate, la o intersecție de străzi. Puzul a obținut avizul Comisiei de Monumente Istorice de la Comisiei Zonale de Monumente Istorice de la Constanța, cu care a venit la rândul ei cu modificări asupra aliurii împrejmuirii. Este vorba de o construcție relativ mică, de între 6 și 8 apartamente, soluția finală încă nu este făcută. Deci este o clădire rezidențială de cartier normală, de locuire tip urbană, într-o zonă de regim de înălțime mic. Ceea ce este foarte important de subliniat este că această clădire, conform planului urbanistic general existent și în vigoare, se află, de fapt, într-o zonă de pe spate. Ceea ce propunem noi prin PUZ este scăderea acelui regim. Nu am cerut niciodată pe plus 4, nici nu cred că se poate face treaba asta. Iar acel etaj 3 este retras, este elegant și nu va afecta pe nimeni nici din punct de vedere al însoririi și nici de punct de vedere al vizibilității către din noi. Sperăm noi să iasă o clădire care va dedica puțin, va potența puțin strada Victoriei și nici de cum să o degradeze. Vă mulțumesc, dacă sunt întrebări. Am zis, acea sincopă despre care face dumneavoastră referire din Consiliul Local că s-a retras pentru că în Comisia de
care modificarea s-a la templul 2, nu pe 3, tocmai având în vedere modificarea gabaritului trăzilor, pentru că vreți aproape la o intersecție, intersecție cu strada Crivăț, care avea, dacă preia, un singur sens. Întrebarea este cum se va face accesul, pentru că aveți prevăzute și locuri de parcare. Vreau să știu cum se va face accesul la aceste locuri. Accesul se va face, locurile de parcare vor fi parțial în demisol, în spatele clădirii și câteva locuri de parcare la strada Victoriei pe, în interiorul incintei noastre. Deci nu vor fi locuri de parcare pe stradă, la nivelul străzii. Ceea ce propunem este acel parter care este pe jumătate ocupat și jumătate va fi ocupat cu aceste locuri de parcare, adică jumătate liber. Pentru că undeva la parter se propune și un spațiu relativ comercial, mai mult pentru servicii de tip servicii medicale sau un mic cabinet de stomatologie. Deci vor fi servicii aproximativ compatibile cu strada Victoriei și cu ceea ce trebuie să fie strada Victoriei, care până la urmă nu este o stradă vie. Da. Pentru că mai avem un imobil pe strada Victoriei, care tot așa ni se prezintă foarte frumos în documentații, unde era o locuință cu o copetărie și că sunt apartamente de vânzare, ceea ce noi nu mi-am amintit să fie aprobat prin punctul care mi s-a făcut votul, după aceea nu mai ne trage pe noi de urei. De aceea am mai văzut tot așa, am aprobat alte locuri unde a dispărut trotuarul, pentru că s-a făcut acces spre parcajul blocului. Nu este cazul aici, pentru că doar în bine, locurile de parcare sunt de incintă, cu un singur acces, cu un mare. Da, puneam până la urmă problema care e diferența dintre această documentație și cea de pe Gabriel Cornel. Mulțumesc frumos! Da, vă mulțumesc! Vă spun eu care este diferența dintre această lucrare care a trecut acum și prin furcile caogene ale tuturor celorlalte instituții care au vizat și care au pus condiții, iar diferența și care a avut un buz în dezbatere, iar diferența de la Cornelul Gavrilov era că pe lângă regimurile de înălțime, care erau mult mai mari decât cele prevăzute în PUR, oamenii de acolo au solicitat de-a lungul timpului și au contestat buzul respectiv. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? 19. Împotriva, abțineri? Numărul 23. Raport privind activitatea spețiilor personal în semestrul 1 al anului 2021. Deci și punctul 24 divers. Dacă nu sunt alte discuții, declar ședința închisă. Ce avem puncte la diverse. Diverse, am spus. 24 diverse. Pot să... Poate să nu întrebă la discuții. Da, pot să vorbesc, da. Am două probleme de informat Consiliul Local. Una din ele este că am trimis pe data de 3-a-8-a un e-mail la mai mulți factori de decizie din primărie, city manager, primar, doamna director economic, doamna director de agropiețe, o propunere și o solicitare de o discuție pe un draft, practic, de un proiect care de tarabe sociale în pietele tulcene. Era o intenție pe care vreau să vedem dacă putem să o rezolvăm printr-o hotărâre de Consiliu Local ulterioară, având în vedere că Agropieții este societate comercială pe acțiuni, nu este o direcție din primărie, am vrut să purtăm un dialog, să vedem ce am putea face și dacă am putea face vis-a-vis de faptul că în țară sunt
multe primării care deja au trecut la fapte în acest sens, iar eu remarc și cred că și voi că ar fi nevoie și în Tulcea, pentru că avem foarte multe zone în care bătrânele, bătrânei, deci nu producători cu care vin de la țară cu cantități mari de legume fructe, ci oamenii care vin câte un borcan cu murături micuți, cu un borcanel de miere, nu au unde să vând aceste produse și stau în locuri care nu sunt potrivite, nu sunt potrivite pentru aspectul orașului nostru pe care noi cu toți îl dorim mai frumos. Ție și milă de ei, dar îți pare rău și pentru cum arată situația de fapt. Eu am remarcat în E3 o zonă și am tot spus despre ea, îmi pare rău că eu am spus să găsim soluții și poliția locală s-a dus la acele bătrânele și a spus că doamna consilier Calis Tatiana și chiar m-au certat și am încercat să le explic de fapt că sunt cu bune intenții, dar s-a dat o altă interpretare și am vrut să știți și dumneavoastră că solicit în continuare o discuție pe acest subiect și poate îl rezolvăm cumva, mai ales că știu că într-o discuție cu Răzvan Grecu, chiar cu Ștefan, ai zis că ești deschis la o... Eu sunt deschis, stimată doamnă consilier, la orice fel de discuție. Nu înseamnă că orice fel de discuție poate avea și rezolvare. Da. Pentru a descoperi soluții la toate tipurile de solicitări, unele necesită timp, altele necesită soluții la care, pe care noi nu le dispunem acum. Eu știu că în prima fază doamna Rodica Pascale a luat a discutat despre solicitarea dumneavoastră. O să o rog să purtați discuții. Am avut deja și mulțumesc în sfârșit acum, după aproape o lună, m-a chemat la dânsa, mi-am făcut timp, am vorbit. Dar nu trebuie să spuneți în sfârșit, dumneavoastră trebuie să apreciați faptul că într-un termen destul de scurt, e o lună de zile și ceva spuneți, dar numai că noi primim 700.000 de solicitări pe zi și de la dumneavoastră jumătate. Ori este firesc că orice problemă pe care ne solicitați trebuie să fie tratată cu atenție, pentru că altfel riscăm de a ne spune că nu ne-am preocupat asupra ei. Da, dar dacă cu doamna Rodica ați discutat și dacă aveți propuneri pentru viitor care să concretizeze ceea ce solicitați dumneavoastră, sunt convins că ele vor și pe ordinea de zi la un moment dat în Consiliul. Da, am discutat și am lămurit că vom purta o discuție lărgită și cu doamna Zibileanu și cu dumneavoastră și... Și da. Știți că, din experiența dumneavoastră, sunt foarte mulți cetățeni care s-au învățat să își desfășoare activitatea într-un anumit loc și într-un anumit fel. Ori, indiferent ce fel de soluții am găsit pentru creșterea calității vânzărilor, produselor naturale, unele dintre ele se fac și cu măsuri coercitive. Atâta timp cât există o legislație care ne spune că ele trebuie să aibă un minimum de lucruri pe care trebuie să le îndeplinească, atâta timp cât există și cazuri concrete de oameni care au reclamat că lucrul pe care l-au cumpărat nu a fost cel de calitate la care s-au gândit sau care le-a fost oferită. De aia situația nu este foarte ușor de instrumentat și ușor de rezolvat. Sunt oameni cărora, indiferent cât le propui și le dai spații care să fie verificate de direcția de sănătate publică și să se încadreze în toate normele pentru a le putea vin de acolo, nu doresc înscrierea în acel spațiu. Și continuă, și probabil de la Răzvan ați aflat, continuă să-și desfășoare activitatea în cu totul și cu totul alte moduri și cu totul și cu totul alte spații. Ori dacă vrem să ajutăm, și noi vrem să ajutăm și pe bătrânica respectivă, trebuie să îl punem la punct și pe cel care o încurcă pe bătrânica respectivă și nu respectă absolut nicio noimă din toată legislația privire la vânzarea produselor agricole. De-aia situația este complexă. Și mă bucur că a stabilit, discutăm în cadrul mai larg, poate, până la urmă, îi convingem pe ei să fie cât mai corect din punct de vedere al
muncii pe care și-o desfășoară. Pentru că dacă am merge acasă la un producător adevărat, care plătește toate dările pentru a ajunge cu roșia aia la târg și el muncește efectiv foarte mult în solariile lui acolo, am vedea o frustrare din partea lui dacă noi l-am pune într-o concurență neloială cu unul care nu face același lucru. Și îi ar conveni mult mai bine să treacă peste toate aceste taxe și să vândă din porbagaj. Ori, cred că dacă îi adunăm pe toți, mai ales pe cei care sunt puși acolo, acolo, și le-am spune că le putem oferi și noi ceva, dar și ei trebuie să facă ceva, poate am convinge pe mai mulți, nu pe toți, dar pe mai mulți. Și sunt convins că astfel de întâlniri au găsesc ceva bun din ele. Mulțumesc. Da. Și eu mulțumesc. Da, activitatea unei piețe impune niște reguli, totuși, sanitare, de accese, de curier și așa mai departe. Nu știu, din punctul meu de vedere, nu cred că este ok să permitem vânzarea, adică să amplasăm tonete acolo unde se vinde pe trotuar, pentru că acolo nu are sursă de acolo. Dacă existăm, dacă descoperim și celelalte lucruri care fac ca acea tonetă să poată îndeplini condițiile, Cred că ar fi mai ok dacă în regulamentul de funcționare al piețelor din municipiul Turcia am putea să gândim un articol pentru persoanele, cum este cazul unei bătrâne care are o pensie foarte mică și vinde pătrunjel jandaraia din curte. Deci să nu-i percepem taxă pentru o tarabă dintr-o piață normală. O piață care îi asigură o toaletă, îi asigură un punct de apă. Dar eu cred că dragul de proiect are doar să ne uităm aici. Doamna se duce acolo pentru că acolo are vaduri din. De acord, dar de exemplu pe 1848 va apare piață, da? Unde vorbeam de punctele în care sunt pătrunjel și crizanteme. Va apare o piață un pic mai jos, este totuși și piața din E3 așa micuță cum e, dar va fi cea de ZANL-uri. Nu știu dacă chiar e o problemă. Poate găsim o soluție să nu luăm taxă pentru folosirea unei unicări de tarabă. Această inițiativă a plecat de la sectorul 5, unde activitatea piețelor agroalimentare se desfășoară în cadrul unor servicii sau direcții din cadrul primăriei. Societatea Agropiețe desfășoară o activitate economică bazată pe principii de concurență, de profitabilitate, de eficiență, de eficacitate. Noi ne desfășurăm activitatea după două acte normative de bază. Aș aminti un articol foarte important, că în piață nu au voie să intre decât persoane care sunt autorizate, care dispun de un atestat de producător. În momentul în care se constituie aceste tonete sociale în perimetrul pieței, cumva se încalcă reglementări legale care stabilesc efectiv funcționarea de piața agroalimentară. Pe de altă parte, nu spun că nu se poate face acest lucru. Exact cum spunea și domnul primar, e vorba și de principii de concurență, pentru că să știți că în piețele agroalimentare sunt bătrânele care și vând din curtea dumnealor și pătrunjel, și 10 ouă, și un borcan de bulion, dar aceste bătrânele trec întâi pe la Direcția de Sănătate, de Sanitate Veterinară, cele ouă sunt verificate și cumva asigură o securitate a produselor care sunt expuse spre comercializare. Și tariful pe care îl plătesc este similar cu cel al... Noi avem un tarif pentru producători un pic mai mic decât tariful pe care îl percepem persoanelor juridice. Rezolvată, practic, nu? Dar exact cum spunea și domnul primar, este mult mai
facil dintr-un anumit punct de vedere să vindem pe un trotuar unde nu avem concurență, unde nu trebuie să ne verificăm produsele la Direcția de Sănătate Publică sau la DSV. A fost un caz care a foarte mediatizat pe online, în momentul în care o persoană fizică comercializa lapte, produse din lapte, în trei zone diferite din municipiu. Dumneaei a afirmat că nu are loc în piață și profit de această ocazie să spun și în acest moment că în fiecare din piețele pe care le administrăm există disponibilitate, există locuri libere pentru producătorii agricoli. În momentul în care am invitat-o la discuție pe doamna respectivă, pentru că este nedrept când afirm că nu ai loc în piață de samsar, neadevărat de altfel, dumneaei nici nu știa de hala de produse de lactate din piața Sfântul Gheorghe, piața nouă, care este considerată piața cu cel mai mare val, unde noi le punem la dispoziție vitrine frigorifice, apă caldă, apă rece, aer condiționat, gresie, faianță, plus ceea ce vă spuneam, produsele sunt verificate de circumscripția sanitar-veterinară din perimetrul pieței. Și atunci, vedeți, apărând și aceste principii de concurență, eu nu cred că o bătrânică care a vrut să-și comercializeze produsele nu a avut loc în piață. Și dumneavoastră și orice cetățean, dacă are cunoștință că un producător a fost alungat din piață, eu am rugămintea să aduceți la cunoștință acest lucru. Exact. Da. Și mai aveam un punct care face referire la acele spații dintre blocuri care sunt incluse în catalogul spațiilor verzi, în evidența de la primărie, dar ele sunt folosite ca parcări și înțeleg pe oamenii care le folosesc ca și parcări, efectiv nu au unde să-și pună mașinile. Eu vă rog să căutăm împreună soluții astfel încât să fie clarificate toate aceste situații care se regăsesc în toate cartierele din Turcia. Eu una știu de ani de zile în zona în care locuiesc eu, în cartierul 3, în apropierea terenului de sport cel frumos. De la DIAP aflu că sunt în toate cartierele, spații, practic unde cetățenii parchează, nu plătesc parcarea și e un fel de abuz, să spun așa mai direct. Nici spațiul ăla nu mai este întreținut, că nu se poate ca și spațiu verde și o ținem tot așa de ani de zile în foarte multe cartiere cu aglomerările astea, nu e nici așa, nici așa. Cetățeanul nu-i prea vinovat, consider eu, pentru că efectiv n-are unde și nimeni nu să ia de el. Spațiul ăla este deteriorat, dar el figurează ca spațiu verde. Ori nu e deloc verde. E chiar un pământ bătătorit și când plouă numai noroaie ca acolo. Da, așa este, aveți dreptate. Situația locurilor de parcare rezidențiale nu este foarte clară. Există o evidență foarte, foarte vagă la DIAP. Vreau să vă spun că în perioada imediat următoare, vom inventaria, vom digitaliza aceste locuri de parcare, le vom transpune pe o hartă, pe un loc, pe fotoplan, astfel încât să știm exact câte locuri de parcare avem și unde sunt. Iar acest proiect se va finaliza cu o platformă digitală de rezervare a acestor locuri de parcare de reședință. Iar în al doilea rând, în ceea ce privește spațiile verzi și registrul aparent,
tocmai de aici și inițiativa de a întabula acele zone pentru a putea promova proiecte de regenerare urbană prin care să reconfigurăm, să reînviem aceste spații verzi, să venim cu proiecte prin care să facem ca spațiile de la trotuar, este locul de parcare și spații verzi, să cadă de o altă spație. Mulțumesc frumos că veți face ordine în sensul ăsta, că remarca că am făcut eu este de foarte mulți ani. Adică de asemenea, am încercat să găsim o soluție, așa cum o practică alte orașe, prin care spațiile verzi, poate prima dată în care, ca exemplu, am dat deja în lucru consilierilor această intenție de a găsi soluția prin care anumite spații verzi să fie date în utilizare în anumite condiții și în baza unui regulament aprobat de Consiliu, asociațiilor de proprietari sau acolo unde asociațiile nu-și doresc acest lucru, locatarilor care vor să îl încălzească în limita unor acțiuni pe care dumneavoastră le pot lua acolo, a nu ne gândi la grătare, ci a petrece timpul liber la o cafea, de exemplu. Ori numai spații verzi nu sunt acelea unde mașinile au fost puse direct acolo, dar vă spun din vizitele pe teren că ar fi găsit soluții să nu pună chiar în spațiu verde, să pună în imediata vecinătate, cum sunt în mai multe cartiere, unde acum încercăm să facem un pic de ordine. Suntem încă deficitari la problema parcărilor, pentru că ea nu este o problemă ce ține doar de simpla descoperirea cât mai multor locuri de parcare, ci înseamnă regulamente ce privesc modul de taxare al parcărilor, programe prin care orice tulcean sau orice alt cetățean care intră în Tulcea să le poată avea la dispoziție pentru a putea să acceseze cât mai ușor loc de parcare. Nu este simplu de a-l construi, pentru că și atunci când încerci să-l faci mai repede, poți fi contestat de către acei care nu-și doresc să se realizeze într-un termen mai scurt în locuri de parcare. În plus, la momentul actual, suntem în discuții în cadrul unei comisii cu Poliția Municipiului Tulcea și care a propus realizarea pe mai multe zone din Tulcea a unor sensuri unice pe care le vom pune apoi după ce le vom viza în public pentru a fi văzute, bineînțeles cu completarea tuturor însemnelor de circulație aferente transformării unor străzi în sensuri unice. Concomitent, Direcția de Întreținere a Patrimoniului va transforma partea cealaltă de sens unic în parcări pe care le va marca și concomitent cu acestea să facem și un inventar al parcărilor. Parcări care trebuie plătite, din punctul meu de vedere, în totalitate, în funcție de modul lor, că sunt parcări de reședință sau sunt parcări pentru utilizare scurtă sau pe termen lung. Am finalizat licitația pentru proiectare pentru Park and Ride, pentru o parcare care se cuprinde toate dotările pe care le au nevoie turiștii care intră în oraș, a lăsat mașina în loc de siguranță. Lucrurile acestea însă eu le văd ca fiind palpabile undeva la jumătatea anului viitor, pentru că, vă repet, este un lucru destul de complex de făcut. Noi nu am realizat până acum decât niște parcări rezidențiale care au produs un haos între locatnici. Fiecare își dorește câte o parcare rezidențială, fiecare își dorește să fie numai a lui, fiecare mai își vinde un garaj și se mai mută într-o zonă și mai revine că mai vrea și locul acela din urmă. Toate aceste lucruri sunt complexe și lucrăm la fiecare în parte, dar este de durat. Iar eu mi-asum această așteptare foarte mare pe care o au
Tulcenii în privința lucrurilor de parcare. Cert este că dacă în perioada următoare vom transforma niște străzi, ce pot fi realizate cu avizul poliției în străzi unice, vom avea locuri de parcare în plus. Dar degeaba le avem în plus, pentru că ele nu vor ajunge niciodată tuturor, ci doar atunci când vor fi în baza unui regulament, în așa fel încât cel care oprește chiar și pe locul unei parcări rezidențiale, să știe că poate să stea doar jumătate de oră sau o oră la preț mult mai mare, în așa fel încât el să folosească parcarea puțin și să se grăbească în a-și termina treaba în locurile unde se duce. Cu privire la aceste, mă întorc la ceea ce a spus, la cele grădinițe, grădinița cu o mașină parcare, parcată până în sub balcon nu mai este grădiniță. Aia este o, ceva acolo, un fel de lucru urât, estetic și dăm exemplul celor din Dallas, care, unde am intrat acum și unde vom reuși până la urmă să delimităm ca alea spații de verzi să rămână spații verzi, iar acolo unde nu sunt trecute nici spațiilor verzi și sunt foarte multe în Dallas, să asfaltăm în așa fel încât oamenii să aibă și locuri de parcare și spații verzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Aceste sensuri unice au făcut obiectul unui studiu de circulație, partea unei documentații de urbanism? Da, aceste sensuri unice fac parte de un studiu de circulație pe care l-a realizat primăria municipiului Tulcea și este aprobat în Consiliul Local încă din anul 2019, dacă nu Sunt cele de acolo, dar în unele dintre ele vor fi și de probă puse pentru a vedea impactul pe care îl are asupra populației. De exemplu, cetățenii ne-au solicitat sens giratoriu la Creta. Oarecum este un lucru bun, pentru că majoritatea de aici am spune că ar fluidiza circulația. Pentru că în perioada imediat următoare suntem în faza finală de a semna contractul de execuție pentru apele pluviale meteorice care vor afecta partea asta de centru, la fel cum și proiectul pe Aquaserv pentru strada Păcii afectează la rândul lui tot aceea zonă. De aia am limitat acum lucrările în zona în centru, tocmai pentru a le face concomitent pe amândouă și a nu sparge de două ori. Am discutat cu cei de la Poliția Municipală pentru a face un sens giratoriu din materiale palise, cum se numesc ele, provizoriu, pentru a vedea cum funcționează. De asemenea, oamenii au solicitat un sens giratoriu tot provizorul pe care noi se pun la sindicate, acolo unde ies mașinile. Vom vedea dacă influențează într-un efect pozitiv sau negativ circulația. Și s-au mai solicitat și punerea unor palize la intrarea spre piața din vest, în așa fel încât cei care vor să facă stânga venind pe Isaccii spre Alun, să facă sensul giratoriu întâi de la orășelul copilor și apoi să intre. Iar cei care ies de acolo să nu poată să facă decât dreapta după ce au făcut sensul giratoriu de la Pelican, chiar dacă este distanță mai mare. Și trebuie să vedem impactul cu cât îngreunează zona Pelican și cu cât degradează zona din vest. Unde în zona din vest vom pune și niște panouri de informare pentru că oamenii nu cunosc cei care vor să ajungă la poliție, mai ales cei care sunt din afara orașului, dar și nu din oraș, nu cunosc că în vest există și posibilități de a te duce pe 1848 direct în piața din vest și fără să mai faci sensul giratoriu și să aștepți la rând ca să urci pe 1848. Și vom încerca în felul ăsta să informăm oamenii că mulți dintre ei o pot lua pentru cei care au treabă de la pe 1848 mai sus de spital
să se ducă direct prin, prin vești și în felul ăsta am furiliza circulația. Dacă tot vorbim despre poliție, are ca o posibilitate de a degheva în ceva care de la poliție, de mașinile angajaților poliției care ar avea ore din loc în curte, da, pentru ca omul care se duce acolo cu treabă să aibă unde... Am discutat cu poliția într-o trei rânduri până acum, pentru acea parcare. Am făcut următoarea propunere, la care dânsii nu au spus nu, dar îi grevează niște lucruri interne și le-am dat și noi un timp de așteptare, în sensul că pentru că și au nevoie de mașini de serviciu care să fie la îndemână, parcarea din dreapta, gândit spre poliție, poate fi pusă la dispoziția lor, parcarea de stânga să fie, să fie exclusiv pentru clienții, în ghilimele, poliției și să aibă barieră de intrare și ieșire în așa fel încât să nu stai mai mult de jumătate de oră fără să plătești, iar dacă tu ai vrut să-ți lași mașina acolo doar ca să te duci la Penny sau nu știu pe unde să-ți faci de cumpărături, să te usture la bani când vii înapoi, că altfel nu se ridică bariera, deci doar o barieră poate funcționa pentru cetățeni. Dar în același timp mi s-a solicitat și le acordăm și sprijinul, pentru că ei au curtea plină de mașini care sunt confiscate sau cărora le-a trecut termenul de utilizare în sistemul lor al inspectoratului, să le pune la dispoziție spații în care ei să-și reducă acele mașini, pentru că și-ar face loc în interior pentru angajații, pentru o parte din angajați sau pentru alte mașini ale poliției, cum și angajații pot învăța să vină la serviciu pe jos sau cu bicicleta în timp. Dar este clară intenția noastră de a transforma parcarea de acolo într-o parcare cu barieră și cu modalitate de plată, în așa fel încât acolo, pe partea stângă, să vină doar cei care au nevoie de un cazier, de o problemă și să o folosească cum este și firesc în interesul cetățeanului. Următoarele trei luni avem arhitect șef, avem hârtii semnate cu Consiliul Județean. În următoarele trei luni avem doi arhitecți șef, chiar trei dacă pun în calcul și pe arhitectul șef care se află în concediu. Păi nu, a dat am zis trei luni, septembrie, octombrie, noiembrie, din decembrie se întoarce. Nu știu când se va întoarce, cum se va întoarce și dacă se va întoarce. Ceea ce vă pot spune pe cetățeni este că acum avem prin transfer arhitectul șef al județului Tulcea, iar în perioada următoare vom avea prin transfer arhitectul șef al județului Târgu Mureș. Deci nu se vor mai întâmpla ca întâlnire dincolo de în perioada următoare nu. Însă, atâta timp cât nu vom avea un arhitect, noi mulțumesc pentru faptul că ne-a spus la dispoziție o întreagă bază de căutare a arhitecților. Cred că ceva nu-i atrage aici la Tulcea pe arhitect, probabil complexitatea lucrurilor urbanistice, pentru că să știți că foarte multe lucruri se trag și din aceste practici și cel puțin mie, foarte multe practici care nu au fost firești. În ultimele 6 luni am dat amenzi pentru ridicarea unor construcții fără autorizarea, fără autorizație, chiar fără niciun aviz, care depășesc undeva la 2 milioane de lei. Și voi continua să dau aceste amenzi și aici vreau să fac, să mă audă toți constructorii din Tulcea și toți cei care s-au unit așa fel încât să fiu făcut, cum să spun, o harcea parcea în toate planurile, că eu cât voi fi primar aici, nu voi accepta construcții fără autorizație. Și indiferent cum se numește acel dezvoltator. Așa că pot pune la dispoziția tuturor și mă bucur că aici a fost un proiect de hotărâre privind transparența al colegii noastre, că o să le și pun public nu doar cuantumul,
dar și alte detalii pentru a vedea cine sunt aceste societăți care de ani de zile încalcă orice regulă în construcție. Și cred că un arhitect, atunci când știe despre aceste practici din Tulcea, se ferește, doamnă, să mai vină. Însă aceste practici vor înceta când legislația, când cei care se ocupă de sancționarea acestor practici își vor face meseria și atunci când va fi o transparență mai mare și în sistemul urbanistic, sunt convins că vom avea, până atunci ne chinuim, efectiv ne chinuim. Mă bucur că sunteți de aceeași părere cu arhitecții, că de fapt soluția este la vizator și la cel care emite autorizația. Pentru că fără control și fără pedepse nu se poate. Și, repet, unii au pedepse în sume, în amenzi și cu intrarea în legalitate, alții deja au trecut de stadiul ăsta și singura soluție pe care o mai am la îndemână este plângerea penală pe care trebuie să o fac. Bun, ca să rămânem tot pe partea de urbanism, un termen pentru intrarea în Consiliul Local cu modificarea regulamentului de funcționare și a componenței Comisiei Tehnice de Urbanism. Modificarea este începută din februarie 2019, e preluată de către domnul City Manager din iarnă, dar încă nu am văzut pe site proiectul în forma... Îl rog pe domnul Biu să ne spună. Se face arhiteca ceva de la Mureș pe 13, terminăm toată documentația și vom depune după aceea și în dezbatere publică și să reușim să trecem până la sfârșit. Adică până la sfârșitul lui septembrie va intra în dezbatere publică și va putea fi discutat la sfârșitul lui octombrie în Consiliul Local? Da, documentele sunt pregătite, ele au fost finalizate numai că n-am avut cine să-l semneze. Ok. Și încă o ultima întrebare, un termen pentru acea situație privind stadiul investițiilor, ce reușim să facem anul ăsta, ce reușim să proiectăm anul ăsta și ce lăsăm pentru noi? Păi, vă spun eu, în primă fază, foarte multe vor fi pentru că cea mai... Aici am vrut să răspund, să completez pe domnul consilier Țiu când a vorbit despre gradul de realizare. Am închipuit, am pus copilul la final. Foarte multe proiecte sunt în bani, nu s-au cheltuit, pentru că nu au fost finalizate proceduri. Unele din proceduri care țin la fondurile europene de alte și alte avize pe care aceștia le-au solicitat. Din păcate, nouă legislația ne pune ca toți acești bani pe care am contractat să-i introducem în buget. Așa este și cazul, numai că când te uiți să vezi de ce ai făcut 5%, vezi că 75% vin din fondurile europene și că nu s-au putut implementa încă. Avem proiecte care sunt în licitații, avem execuții de lucrări care sunt în licitații. La unele dintre ele avem niște contestatari de serviciu care ne fac contestații și plângeri penale. Până acum am și eu mai multe avize. Dacă vreți să le vedeți, puteți să le studiați cu atenție. Și care ne opresc din ajungerea efectivă la execuția lucrărilor. Chiar și PNDL-ul a oprit o parte din lucrări. Noi punem acum din fonduri proprii și am vorbit cu cei de pe strada Bacului și de pe unde mai este viticulturii ca să înceapă lucrările, garantându-le că putem să-i plătim și le-au și început. În schimb, noi stăm destul de rău la execuția proiectelor cu finanțare europeană. Pentru proiectele la care ne-am lucrat în acest an, studiile de fezabilitate, care cuprind trei mari zone ale orașului și cuprind undeva la peste 35-36 de kilometri de străzi și pe care le-am tratat în întreaga lor structură, pentru că oamenii reclamă te-ai dus și ai cântat nu știu ce, dar strada este neasfaltată. Știu lucrurile astea pentru că am mai trecut. Și când am plecat de acolo de unde am trecut, le-am lăsat pe toate asfaltate. Nu cum se aude că nu le-am lăsat asfaltate. Și o să le las și acum asfaltate.
foarte multe dintre proiectele respective, studiile de fezabilitate, care n-au mai existat până acum în acest sens, le-am gândit în toată structura infrastructurii. Astăzi am avut o întâlnire cu Enel-ul, cu conducerea Enel-ului de la Constanța, Enel Dobrogea, pentru că încercăm să punem pe toate străzile și acele forme de canalizații, ca stârpe aceea pe care le vedem noi în, pe fiecare stradă, mai ales pe străzile noastre înguste, și avem destule înguste, că moștenim niște străzi orientale și construcții de acest tip. Stau pe trotuar stâlpii, care încurcă orice formă de circulație, ca să nu mai vorbim la persoanelor cu dizabilități, și încercăm să punem în aceste proiecte și canalizația atâta electrică, atâta celorlalți furnizori de internet sau de alte tipuri de transmisii prin cap. Și am purtat discuții cu ei și ne-am împotmolit într-un fel, pentru că nu ține doar de primărie și de Enel. Nu ține ca doar noi să punem acea conductă sau acele fire, chiar dacă ne împrumutăm pentru treaba asta. Rezultatul final, ca să plece stâlpul de pe strada respectivă și toate cele care sunt acolo, este ca cetățean să fie dispus și el să tragă și să îi se spargă curtea sau construcțiile pentru a modifica modul de transmitere energiei electrice de la supraterran la subteran, așa cum ne dorim cu toții. Dar, indiferent de rezultatul acestor discuții, că pe unele străzi vom pune aceste conducte de canalizație, iar pe altele nu vom putea și vom rămâne în continuare pentru perioadă cu stâlpii noștri clasici, luna septembrie, la finalul lunii septembrie, avem discuții cu banca, iar dacă suntem buni și am făcut studiile cum trebuie, în decembrie vom intra la proiectare și execuție pentru toate aceste străzi de care vorbim. Pe PNDI, acel program care se aprobă printr-o ordonanță de urgență astăzi, dacă nu înșel, putem să depunem proiecte ori pe apă, ori pe canalizare, ori pe asfaltare, ori pe gaz, dar nu proiecte integrate cum le-am gândit noi. E o greșeală până la urmă și a fondului că nu s-a gândit în treaba asta și a copiat PNDL-ul aproape ad litera. Însă avem pregătit studii de fezabilitate pentru și cereri de finanțare pentru extinderea gazului metan pe toate străzile unde Tulcea Gaz nu s-a dus până acum sau nu are în perioada imediat apropiată investiții, pentru că mulți m-au întrebat de ce n-ai trecut strada Alexandru cel Bun unde nu este gaz, adică jumătatea cealaltă străzi, pentru că o are în plan Tulcea Gaz de investit în acest an, obținut autorizație până la finalul anului. De ce n-ai trecut bucățica aia de stradă de pe Prislav? Pentru că ea va fi executată în acest an. Și intenționăm să depunem pe PNDI extinderea gazului metan și sperăm să obținem finanțare. Dacă nu vom obține finanțare cu acest studiu și proiectul tehnic care va rezulta, vom pune anual bani în bugetul local pentru câte un tronson, în așa fel încât și cei din zona de case să beneficieze de ceea ce își doresc cei mai mult de gazul metan. Acum, ai întrebat ceva de investiții? Da, e un pic general și atinge câteva puncte. Cred că ar fi mai simplu un tabel cu asta facem anul ăsta până la sfârșitul anului, asta reușim să proiectăm doar până la sfârșitul anului, asta rămâne pentru la anul. Până la ședința de comisii, ca să nu mai fac ca ședința data trecută când ne-a tras atenția domnul consilier și la dreptate, o să rog pe colegul meu, George, ca săptămâna viitoare, în cel târziu, să vă trimită prin e-mail tuturor toate proiectele realizate până acum, adică ce s-a achiziționat. Că este proiectare tehnică, este studiu de fezabilitate, că este studiu geotehnic sau studiu topografic, care este statul licitațiilor, ce avem în licitație pentru execuție și vom și vedea cine rămâne și vom vedea cine rămâne pentru la an. Încă o problemă, știu că stabilisem cu colegele să rămânem să discutăm despre nominalizarea pe unei femei pentru parcul personalităților, dar ținând cont de absența colegei Claudia Frandeș, vă propun să ne auzim pe WhatsApp și să ne
găsim la o dată ulterior. Aș vrea să continui și eu cu un punct, dacă mai este mai vrea și de la să mai are cu urmă de adrese. Vreau să fac o clarificare pe care nu am făcut-o în media, așa cum unii dintre dumneavoastră ați făcut-o fără să vă informați. Și am emis un comunicat de presă către cei care au scris despre acest lucru. Și au scris că eu am cheltuit 270.000 de lei pe mâncare, 27.000 de lei pe mâncare în ultima lună și că am luat la gura oamenilor care împlineau 50 de ani și m-am destulat cu consumul. Eu cred că mai ales când aveți calitatea de consilier, așa cum face doamna Halistă, pe care o laud, care asta, și cum face domnul Țiu, pe care de asemenea o laud. Că uite, am luat de la două partide adversare, să spunem așa, să vă informați înainte de a posta prostii pe Facebook. Pentru că nimeni nu a consumat de la primăria municipiului Tulcea 270.000 de lei. Achizițiile pe care noi le-am aprobat de protocol în cadrul Consiliului Local, la începutul anului și apoi am venit și cu o modificare, că s-au modificat și niște norme, au dus nașteri și la unor achiziții, că de-aia suntem transparenți și punem totul pe serviciul electronic. Însă pentru cei care nu știau până acum și pe care vor să vadă cât s-a mâncat, cât a mâncat primarul Ștefan Ilie, să știți că toate aceste mese care au avut loc ca urmare a unor vizite a unor delegații din străinătate mai mult sau în baza unor proiecte europene sau când ne-am întâlnit cu Ministerul Dezvoltării, cu Ministerul Transportului pentru drumurile de acces în municipiul Tulcea, toate de la începutul anului însumează suma de 2004 lei. Ori, când vă expuneți, provocând doar, să spunem, imaginea mea negativă, adevărul este întotdeauna la iveală. Dacă vreți și dacă presa care este interesată despre cum se consumă banii publici la primăria municipiului Tulcea, pe activități de protocol sau pe alte tipuri de activități de mediatizare, îl rog să facă același lucru și la Consiliul Județean și să vadă dacă sunt aceleași tipuri de cheltuieli, dacă acolo există cheltuieli similare cu cele ale municipiului Tulcea, iar dacă sunt diferențe de sume, să se uite cu atenție cine consumă mai puțin și cine consumă mai mult. Eu am un document pe care îl pun la dispoziția oricărui cetățean sau oricărui om de la presă, public, atât de la Primăria Municipiului Tulcea, cât și de la Consiliul Județean Tulcea, tocmai pentru a vedea așa o paralelă și a vedea cum se cheltuie, pe cine se cheltuie, cine ia acești bani, pe ce-i cheltuie, cât sunt acești bani, dar nu 270.000 de lei într-o lună, ci 2004 lei de la începutul anului. Când vrem să devenim penibili, hai să ne informăm întâi. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, suntem la ședința înscrisă.